Bine v-am găsit, liberalii și socialdemocrații au negociat mai bine de 2 ore și jumătate astăzi la Palatul Victoria pentru a stabili modul în care vor arăta măsurile fiscale. Au căzut de acord că vor fi 2 cote de TVA, una de 9% pentru mâncare și medicamente și una de 19% pentru toate celelalte produse și servicii. Atunci când vom merge la hotel și vom plăti factura, va fi trecută o taxă pe valoare adăugată de 9%. Au mai fost avansate și alte propuneri în ședința de astăzi a coaliției de guvernare, însă sunt simple scenarii de lucru, de pildă o taxă, un impozit de 10% pentru salariile angajaților din IT care depășesc 15.000 de lei, sau o altă variantă ar fi o comasare a instituțiilor județene, a instituțiilor subordonate unor instituții centrale din capitală pentru a reduce numărul de angajați, însă este doar un scenariu de lucru și se fac analize în acest moment, iar o altă variantă pe care o iau în calcul cei din coaliția de guvernare pentru a reduce cheltuielile este aceea de a reduce cu 50% numărul membrilor, cabinetelor, președinților de consilii județene.